Hei, salutare tuturor și pam pam pa! Cu toții știm joculețul Mario, nu? Adică vreau să știu dacă există cineva care nu cunoaște jocul Mario. Jocul acela drăguț unde trebuie să mergi și să salvezi prințesa. Ei bine, astăzi avem un Mario mai diferit și stați să vedeți pentru că este ceva Ohio, chica. Habar n-am despre ce este vorba, dar urmează să aflăm în episodul de astăzi, așa că v-aș ruga să lăsați un like și acum haideți să începem o joacă. Bă, ce se întâmplă aici? Ce-i ăsta? Play. Yes. Ok, ia. Că mi-a început joaca. Ok, bă, ăsta e Mario frumos, mă, nu este horror. Ce este horror în asta? Uite-te, suntem aici într-o pădurice, Mario din Ohio sau habar n-am ce să vă zic pe aici. Și uite o cheie. Ok. Woo! Let's go! It's-a me, Mario! Hai să mergem! Woohoo! Știți că Mario este italian și are un accent de ăla interesant, nu? Bă, anul ăsta parcă, da, cred că anul ăsta a fost în aprilie, a ieșit filmul Mario. A fost cineva să se uite la cinema? Eu sincer să vă zic, n-am apucat să merg. Deși am vrut, n-am apucat să merg să-l văd. Dar dacă este cineva care a văzut filmul Mario, o să-mi zică în comentarii dacă i-a plăcut. Și asta e castelul prințesei. Dar stai, înainte să intru în castel, dați-mi vă rog frumos voie să mă duc roată un picuț să văd. Este ceva pe aici? Ok, cred că am găsit un secret, pentru că jocul vrea să ne ducem direct în castel. Dar uite-te, ce dacă eu vreau să mă duc în altă parte și nu în castel? Ok, deci este o zi cu soare. Copacul ăsta, voi vedeți că se învârte copacul ăsta cu mine? Se uită copacul după mine, ok. O să presupun că așa este jocul și că nu sunt fantome în copaci. Sper. O, fraților, tocmai ce am descoperit că pot să fug. Ui, ok, am ajuns în spate. Și ce avem pe aici? Oh, what, sunt spatele castelului. Ok, dar pare să nu fie nimica. Eu am venit aici pentru un secret. Vă rog, dați-mi secretul. Unde se află secretul? Copacule, nu te mai întoarce după mine. Nimeni nu are încredere în tine, copacule. Ești foarte dubios, copacule. Ok, fraților, am găsit aici o ușă care este practic în spatele castelului. Haideți să vedem dacă o putem deschide. Sezam, deschide-te! Oh, e închisă ușa. Ok, deci cred că până la urmă tot trebuie să intrăm din față. Ok. Bă, ce mișto este aici. Sper că nu pică podul cu mine. Ai de capul meu, uite o ușă acolo. Ok. Mamă, deci ce fain arată aici. Ziceți voi că n-arată fain. Ai de capul meu, cascada asta aici. Wow, îmi place mult. No, bun, aparent n-am găsit niciun secret cât timp m-am dus roată, îmi pare rău, am crezut că o să găsim ceva secret, dar n-a fost să fie, așa că haideți să intrăm în castel! A început o melodie de castel. Tururu, uite un cufăr, pot să-l deschid? Oh, nu, de ce mă pot ascunde într-un cufăr? Stai așa, stai așa! Bă, Mario nu este horror, bă. Bă, Mario nu poate fi horror, eu nici nu pot să-mi imaginez Mario fiind un joc horror. De ce sunt astea închise? Deschide-le, nu merge, ok, atunci haideți să urcăm aici sus. A, nu, totul este închis, fraților. Am înțeles, nu există nimica. Oh, ba da, uite, ușa asta nu e închisă. Sper să nu fie o capcană, eu asta sper. Wow, ce-i ăsta? Am găsit ceva aici secret. Cred că acum o devenit jocul horror, fraților. Pot să mă ascund? Da, pot să mă ascund, ok. Mă, ce-i aia? Prințesa care... Oh, asta nu e prințesa pe care o iubesc eu. Mamă, îi văd sub fustă, ești nebun? Stați așa că nu e așa. Deci, prințesa din Mario de obicei este o prințesă faină, nu una de asta creepy. Bă, ce m-au văzut? What? What, sunt mai mulți. No, bine. Ia, pot să intru aici? Oh, nu! Ce naiba m-au prins? Tu te lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Pleacă! Fugi că vine prințesa! Fugi că vine prințesa! Bă, ce se întâmplă? Bă, eu știu că vine Halloween-ul, dar nu m-am așteptat ca Mario să fie atât de groaznic, adică serios. Pleacă, bă, de aici! Mario. Nu este nimeni aici! Bă, ce face, fratele? Ok, deci trebuie să ne furișăm. Hai că am ieșit. Ia. Oh. Ne furișăm încet, să sperăm că nu o să intre nimeni pe această ușă. Nu o să intre nimeni, am zis. Ai de capul meu! Mai, ce m-a speriat, ești nebun! Pleacă, lasă-mă pace! Bagă-te înăuntru! Uai! Bă, nu mai pot și nu mai vreau!
Mamă, ce mă sprea, ce perca aia, ești nebun la cap? Ai de capul meu, fraților, bă, jocul ăsta e groaznic, bă, ieși afară. Na bun, ce dacă mă pun să fug? Ia să vedem. Hop, am ieșit, ok. Opa, cred că m-am văzut. Asta nu cred că este de bine, fraților. Sar jos, intră înăuntru. Nu m-a văzut nimeni. Voi ați văzut ceva? Eu n-am văzut nimica. M-am ascuns și sunt în siguranță. Plecați de aici, căcăcioșilor. Uite-l mă ce față de căcăcioș are. Pleacă bă de aici. Prrr, faci ca și prostă lacul. Na bun, o să ies afară. Nu. Ce o să găsesc aici? Uite, am găsit un pinguin, ești nebun? Uite, ce e cu pinguinul ăsta? Am colectat un pinguin. Ok, am colectat un pinguin. Mă, ce m-au găsit în cufăr? Mă, ce naiba? M-am ascuns. Nu, mă găsește în cufăr. Stau aici ascuns. Totul este în regulă. Bă, vouă vi s-a părut că s-a întâmplat ceva? Adică nu s-a întâmplat nimic, frate. Totul e în regulă. Mamă, a venit prințesa. A venit prințesa în vizită. Prințesa, degeaba vii. Nu este nimeni aici. Nimeni. Mario. No. Mario is not here. Mario nu este aici. Prințesa, pleacă de aici și este foarte urât să-mi areți fundul, prințeso. Este foarte urât. Mă refer că genii se vede sub fustele asta, mă refer. Dar fundul ei, practic, este o fantomă. De ce vorbim despre fundul prințesei? Nu știu, ok? Chiar nu știu ce se întâmplă aici, ok? Ce haha? Mă, tu ești nebun la cap, de ce am auzit haha-uri? Mă ascund înapoi. Eu nu mai ies de aici niciodată. Bă, căcăcioșilor, să nu veniți la mine. Așa, nu veni. 5 minutes later. Mă, eu nu mai înțeleg nimica, bă. Na bun, hai să încercăm din nou, fraților, pentru că de ce nu? Ok, am colectat lantena și știi că acum începe joaca. Ia să vedem, vine cineva aici înăuntru? Să sperăm că... Dacă mă prinde... Ok, mai încercăm o dată. Mario nu este aici, ți-am mai zis. Bă, pleacă bă de aici, du-te și mănâncă ciuperci. Pentru că Mario pare ciuperci, nu știu ce să vă zic. Na, ia să ne furișăm noi foarte încet și trebuie să colectăm mai multe iteme. Ce fel de iteme? Nu știu nicio exact. Am colectat înainte un pinguin. Habar n-am cu ce mă ajută pinguinul sau dacă mă ajută cu ceva. Uite că am coborât aici. Uite, ok, atunci nu încolo, categoric nu încolo. Haideți aici să încercăm să mergem și să sperăm că nu o să găsim pe nimeni. Ce face fantoma aia acolo, fratele meu? Oh, nu, aici cred că trebuie. Aici cred că avem nevoie de o cheie pe care eu nu am, corect? Da, asta e destul de nasol, la bun. Haideți să ne reîntoarcem, dar fără să ne prindă cineva. Mamă, fraților, deci nu mă puteam aștepta ca Mario să poată să fie un joc horror. Tu, fantoma, ești bună sau rea? Habar n-am dacă e bună sau rea. Haideți să aflăm împreună aici, în exclusivitate. Bună! Ciao! Ah! O fă un item pe care trebuia să-l colectez. Uite, încă un item. Ok. Gata, am două iteme. Hai că e de bine. Hai să mă întorc înapoi. Hai de capul meu, bă, dar de ce mă sperii așa de rapid? Uai, m-am căcăcit pe mine, dă-mi pinguinul. N-am apucat să-l iau, m-am ascuns. Nu m-a văzut nimeni. Inima mea s-a terminat, am murit, nu mai pot, vreau să mor, ajutor. Vă rog frumos să mă ajutați. Vă rog, nu mai pot cu jocurile astea horror. Mă juc jocuri horror într-una și face inima mea ca să nu mai bat. O să mor într-o zi, ajutor. Ajutor. Ok, haideți să continuăm pentru că mie nu mi-este frică. Ha-ha, dăm pinguinul. Mersi de pinguin. Să ți-l bagi în Antarctica. Că gen acolo stau pinguinii. Nu altundeva să bagi pinguinul. Nicăieri altundeva ce naiba. Avem 3 stele. Trebuie să țin la viața mea ca să nu mor cu aceste 3 steluțe. Ce haha faci? Băi, e nebun la cap. Ajutor, e nebun la cap. Nu m-ai văzut. E prostănac și nu m-a văzut, v-am zis eu. Deci practic eu trebuie să colectez niște iteme și mă joc vați ascunsele cu aceste caractere. Cam despre asta e vorba în jocul ăsta. Bă, nu știu. Buuu, cred că m-a văzut. Voi ce creți? Eu cred că m-a văzut. Dar voi ce creți? Dar cred că nu mă știe. N-are cum să mă știe. N-am. Vezi că te-ai dus în partea greșită. Eu nu mă aflu acolo. Eu mă aflu aici. Tip-tirip.
Avem un item aici sus. Tip, tirip. Ce-i ăsta? Bă, ăsta e un câine? Hai că am luat câinele, fraților. Na bun. Cineva vine. Cineva vine. Nu știu cine. Vă invit să plecați de aici, pentru că absolut nimeni nu este prin zona asta. Bă, dar de ce aud pe cineva? Cred că nu am de ales decât să mă duc cu tupeu. Haideți, fraților, cu tupeu. Am deschis ușa. Ok. Vedeți ceva, nu? Pare tot în siguranță, cel puțin doar pare. Nu știu dacă și este. Ok. Mă, fratele meu, n-am putut deschide ăla. Mamă, dacă vine la mine, muream, ești nebun? Ok, prințesa este acolo. Ușa asta nu pot deschide că e încuiată. Mamă, unde ar trebui să mă duc atunci? Uite, în ușa aia n-am fost. Haideți să mergem, haideți să mergem. Mamă, ce frică mi-e, fraților, dacă mă înțelegeți. Deci Mario chiar este creepy. Da, mă, da, uite, ok, și acum o să am 5 stele. Că am luat vipera asta, ce-o fi. Mă, ce? Ce înseamnă asta? Nu știu, s-a pornit o melodie drăguță. Cred că acum pot să deschid ușa aia care înainte era închisă, pentru că mi-a scris că am nevoie de 5 suflete. Ușa asta de aici. Să sperăm că chiar funcționează și că n-a fost o păcăleală. Mă, ce? Mă, ce se întâmplă? Stați că vine după mine. Oh, nu. Oh. Oh. Uite, ok. Cheia asta cred că o să ne ajute în altă parte. Bun, 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 bun. Sunt în siguranță? Habar n-am, prințesă. Mă, what? Înainte era... What? Cum apropiu de prințesa asta devine altă culoare, voi vedeți? What? Uitați-o, roșie și gri. Oh. Stați că am prieteni pe zonă. Am prieteni invitați. Mamă, a venit inclusiv prințesa. A venit și prințesa, mamă. Nu este nimeni aici. Poți să pleci. La revedere. Pa, pa, prințes. Princess from Ohio. Pupi este cu mine și mă susține în... în aventura mea aici din castelul lui Mario, care este horror. Și uite-te, acum este colorat tabloul cu prințesa. Aia da, frate. Aia da, na bun. Avem o cheie cu care putem deschide, nu o să ghiciți ce? O ușă. Da, v-ați fi putut gândi că cu o cheie putem deschide ușă, dacă nu tocmai v-am zis eu. Și cred că... căcăciosul. El este căcăciosul. Mă, ce se aude, mă? Cred că pot să deschid ușa asta de aici. Să vedem dacă funcționează. Nu. Atunci poate merge în beci cheia asta. Poate. Doar poate. Hop. Am coborât. Și beciul este aici în dreapta, dacă nu greșesc. Uite. Aici. Mă, da, îi aud pe ăștia de parcă umblă fix lângă mine. Ești nebun la cap? Și mie mi-e frică că dacă mă prinde prințesa... Am murit, frate. Nu stă nimeni la discuții. Este un nesimțit nebun. Nu m-ai văzut, nu m-ai văzut, nu m-ai văzut, nu, nu. Ce prostănac este. Ha, chiar e prostănac. Oh-oh, a venit șefa din Ohio acum. Mamă, prințeso, pleacă de aici. Mario nu este aici, Mario s-a dus să mănânce sarmale, dacă nu mă crezi. Așa, bun, 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 bun. Încet, încet, ne furișăm. În jocul acesta, din câte puteți... Dacă nu se deschide ușa asta, atâta vă zic că am belit-o. Dacă nu se deschide ușa... Bun, 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 bun. Cufăr. Da! Ok. M-am respawnat aici. Și... Wow. Nu înțeleg de ce totul este atât de pixelat, vă vedeți? Totul e atât de pixelat, ceea ce nu era așa înainte. Uite, prințesa. Mă, ce se întâmplă? Și eu cred că sunt un... o ciupercuță de aia, că auziți ce paș am? Am pași ăștia micuți, ok. Uite, prințesa. Prințesa? Prințesa? Ce faci aici? Oh. Asta nu e bine, prințesa? Oh my god. Fraților, asta ce înseamnă? Vreau să-mi scrieți în comentarii chiar acum ce înseamnă asta. Înseamnă că urmează. Mă, ce face prințesa, fratele meu? S-a băgat acolo înăuntru, na bun. Haideți după ea, fraților. Mergem să urmărim prințesa. Nu știu ce vrea să-mi facă, dar cred că este o prințesă cam nebună la cap. Oh, what? O hârtie? Ia să citesc eu. Oh. Mă, ce? Mă, stați un pic că nu mai înțeleg nimica. Deci ce se întâmplă în jocul acesta? Uite aici încă o foaie pe care scrie Stay safe, hide. Ca să stai în siguranță trebuie să te ascunzi. Aia a scris acolo. Mamă, 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 mamă. Mă, mă, ce se întâmplă? Mă, s-a mai deschis o ușă, dar care ușă? Asta e întrebarea mea. Cred că aici jos o ușă.
Nu, 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 nu aici, ok. A, ba da, uite, ușa asta de aici. Ok, 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 hai să vedem ce găsim aici. Ia, am mai găsit o foaie, să vedem ce scrie pe foaia asta. Not what I wanted, nu este ceea ce mi-am dorit. Ok, unde te duci, fă? Băi, unde mergi, femeie? Băi, așteaptă, bă. Ia, no, și-a dispărut, s-a dus în backrooms. Cred că prințesa trăiește în backrooms și din când în când mai revine aici la realitate. Unde trebuie să mă duc aici? Aici jos? Nu, nu, nu. A, uite acolo, ok. Totul pare foarte dubios. It is better to keep some things untold. Este mai bine să ții unele lucruri nespuse. Adică să nu spui tot ceea ce știi. Interesant. Oh, prințeso? Bună. Oh, se duce, se duce. Nici nu stă de vorbă cu mine. Unde se duce prințesa? Băi, mă, ce? Unde s-a dus? What? Stai așa că nu e așa. Oh, uite acolo sus. Mamă, deci dacă tabloul... Da, 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 tabloul se schimbă. Iuiuiuiuiui, ce nasol. Help her, ajut-o. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ce nu-mi place mie holul ăsta mare și lung. Ah!